Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne bucurăm să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Teologia Academică și Viața Bisericească, într-un moment deosebit al vieții noastre biserice și creștine, și anume într-un moment în care trăim cu toții bucuria pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor, asupra comunității de la Ierusalim. E un moment excepțional al istoriei, al istoriei umanității, în care totul se va schimba prin puterea extraordinară pe care Mântuitorul Iisus Hristos o trimite în pogorârea Duhului Sfânt, care va schimba apostolii, va schimba lumea și care până astăzi este cel care ne mângâie. Pentru a discuta despre acest eveniment excepțional din istoria umanității și a creștinismului, l-am invitat pe părintele profesor Marian Wild, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București. Bine ați revenit în studiurile Trinitas, părinte profesor. Bine v-am găsit. Părintele profesor este lector la disciplina Noul Testament și împreună cu dânsul vom încerca să descifrăm sensurile extraordinare ale acestei sărbători minunate, care este cincizecimea sau pogorârea Duhului Sfânt, pentru ca într-o a doua parte a emisiunii noastre să vorbim despre viața primei comunități creștine de la Ierusalim, dat fiind și contextul frumos în care ne aflăm anul acesta, reflectând misiunea unei parohii. Ori am putea spune pentru început că după pogorârea Sfântului Duh la Ierusalim s-a întemeiat chiar prima comunitate creștină, prima parohie, am putea spune în termenii de azi. Așadar, într-o primă parte, dragi telespectatori, vom discuta despre pogorârea Duhului Sfânt mai întâi, care este în sine chiar momentul în care biserica este întemeiată, și despre valoarea acestei sărbători, părinte profesor, despre importanța extraordinară acestui eveniment miraculos, extraordinar, pregătit, vestit de proroci, despre acest eveniment, dacă ați putea să ne conturați mai întâi, să spunem, contextul în care are loc, ce semnificație capitală are, și evident după aceea vom continua discuția. Da, și începe prin a spune că în perioada în care ne aflăm, a cincizecimii, este extraordinar de important să reiterăm puțin și din punct de vedere biblic al textului din Fapte, dar și ca și semnificație teologică, momentul acesta extraordinar al cincizecimii. Pentru că, vedeți, perioada Pentecostalului este cumva asociată de biserică ca reprezentând perioada în care noi contemplăm taina economiei mântuirii lumii. Ori în această taina a economiei mântuirii lumii, un ultim moment până acum, până la parusie, este practic cincizecimea, pogorârea Duhului Sfânt, ca roadă a preamăririi lui Hristos prin Sfintele Pătimiri și Înviere, în urma înălțării cu trupul de-a dreapta Tatălui, cum spun textele sfinte. De aceea, momentul acesta practic leagă, dacă vreți, Hristologia, tot ceea ce a făcut Hristos, de biserică. Este o continuitate pe care o dă acest moment, momentul pogorârii Duhului Sfânt, pentru că roadă a preamăririi lui Hristos prin patimă și înviere, Duhul Sfânt, cum spune Părintele Sănionoae foarte frumos în definiția pe care o dă bisericii, nu face altceva decât să prelungească, Duhul Sfânt prelungește în credincioși trupul îndumnezeit al lui Hristos. Da, în acest sens, vedeți, noi vorbim despre har foarte mult, harul Duhului Sfânt, că primim, dar nu prea știm ce este. Și de foarte multe ori când citești, mai ales în teologia occidentală, întâlnesc sintagma că este o putere a lui Dumnezeu, dar nedefinită. Despre ce e vorba? Ce fel de putere? În ce sens ne dă Dumnezeu putere? Nu putea să o dea și înainte de întruparea lui Hristos? Ce fel de putere ne dă? Și în acest moment înțelegem că această putere, după Părintele Sănionoae, nu este Hristos împărtășit prin Duhul Sfânt. Este o prelungire a sa în noi. E foarte interesant ce povestiți și îmi permit să intru așa în dialog cu dumneavoastră. Foarte interesant, e foarte interesant o sintagmă pe care am găsit-o, care spune așa: biserica este cel mai frumos gând de iubire a lui Dumnezeu pentru lume. Și efectiv
cred că sintetizează ceea ce ați povestit mai devreme, și anume pogorându-se Duhul Sfânt, întemeindu-se Biserica, lucrarea lui Hristos, care este cea mai mare lucrare de iubire pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi oamenii, se continuă și este incorporată într-o comunitate care continuă și care duce această lucrare mai departe peste veacuri. Și e un gând de iubire, știți de ce? Pentru că El lucrează iubirea care biruiește moartea în lăuntrul lumii. Spunea cineva foarte interesant că dacă iubirea nu te duce dincolo de moarte, aia nu e iubire, pentru că iubirea e veșnică. Și aici e foarte frumos că Mântuitorul Hristos, prin pogorârea Duhului Sfânt, efectiv ne duce pe acest drum al veșniciei printr-o comunitate concretă în lăuntrul istoriei. Da, această prelungire este extraordinar de bine articulată de Sfântul Apostol Pavel, care mai multe rânduri în epistolele sale vorbește despre taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Și până la urmă, în epistola către Coloseni, în capitolul 1, el spune care e taina aceasta. Și spune el, Hristos cel din voi, nădejdea slavei. Deci nu numai întruparea lui Dumnezeu, nu, este taina aceasta din veac ascunsă, ci până la urmă, prelungirea acestei întrupări în credincioși, în cei care sunt urmașii lui Hristos. Viața aceasta în Hristos. În acest sens, vedeți, se diferențiază foarte mult creștinismul de orice altă gândire religioasă sau religie, cum sunt numite ele, în sensul în care nu este aici vorba de niște norme, niște porunci, o morală și așa mai departe, ci despre exigențele unei vieți într-un Dumnezeu. Și de aici vin și poruncile, da, și normele și aici morale. E foarte frumos ceea ce spuneți, pentru că mi-aduce aminte de o sintagmă care e foarte prezentă în Faptele Apostolilor, și anume despre cale se vorbește în mai multe locuri, în Fapte, și pentru telespectatori trebuie să spunem un lucru, și anume Faptele Apostolilor constituie prima istorie a Bisericii și de aceea ele sunt un fel de oglindă în care orice parohie și comunitate trebuie să se regăsească. Și în Fapte, pentru a vă continua gândul, se spune cum sunt numiți creștinii, de fapt asta e întrebarea. Și la început ei nu sunt numiți chiar creștini, ci se spune în mai multe locuri, iar cei care mergeau pe calea Domnului. Sau la un moment dat în Corint, Apollo, dacă nu mă înșel, se ridică împotriva apostolului Pavel sau are o opinie diferită și spune, iar prin aceasta bârfea calea Domnului. Și asta e foarte important să subliniem, așa cum a spus, că prin momentul Rusaliilor, prin cinzecime, se naște o comunitate care are un nou mod de viață, care merge pe o cale, care merge pe un drum. Și aici chiar l-a citat pe Părintele Arsenie Boca, nu? Cartea lui fundamentală, să spunem, rămasă, se numește Cărarea Împărăției. Deci Hristos și cinzecimea deschide o cărare a mântuirii noastre. Ca o mică completare, frumoasă, în Cartea Faptele Apostolilor, pentru prima dată e folosit numele de creștin, în Fapte 11, dar într-adevăr el nu este generalizat. Și de mai multe ori Sfântul Luca vorbește despre calea aceasta, această cale care este viața creștină. Da, și contextul în care e folosit termenul de creștin este un context care temporal este mai târziu decât cel în care se spune că e vorba de o cale nouă, ceea ce este extraordinar de frumos și de important pentru noi. Iar pe de altă parte, la Sfântul Apostol Pavel, vedeți, nu sunt sigur cât de mult apare termenul de creștin, dar apare foarte mult expresia, sintagma, în Hristos. La fel, arătând că viața creștină este o viață în Hristos. Și interesant de urmărit că ea este uneori paralelă cu expresia în pneumati, în Duhul. Ele merg în paralel foarte mult, deși predomină expresia în Hristos. Dar acestea iarăși leagă foarte frumos, nu? Cum spuneam, Hristologia de pneumatologie, momentele economiei mântuirii al lui Hristos cel întrupat de biserica primară și iată de biserica asta. Iar despre ceea ce spuneați că în Cartea Faptele Apostolilor sau în Biserica Mamă din Ierusalim trebuie să regăsim niște elemente esențiale ale vieții creștine, într-adevăr există foarte mulți exegeți a cărții Faptele Apostolilor care consideră că, plecând de la titlul de fapt, vedeți, titlul Faptele Apostolilor este foarte pretențios. Faptele Apostolilor. Deci toate faptele ale tuturor apostolilor. O nu găsim aici foarte multe despre toți apostolii, chiar unii nu sunt prezenți deloc. Da, da. Și atunci, în special doi sunt prezenți. În special doi, care și împart cartea cumva în două, aproape. Da. Uh-huh. Atunci exegete spun, sunt numai unele fapte ale unor apostoli și plecând de aici, ei afirmă că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a reținut, de fapt, niște elemente pe care le considera paradigmatice, esențiale pentru orice comunitate creștină și pe care le-a prins aici. Deci, dintr-o mulțime de istorisiri, de amintiri, de evenimente care au avut loc, Sfântul Luca face o selecție
Și vei ține în carte numai elemente esențiale care trebuie să fie cumva paradigmatice regăsite în orice comunitate autentică creștină, care trebuie să semene cumva în structura ei esențială. Sigur că vom reveni la această temă, dar până vom ajunge la ea, propun să chiar să luăm evenimentul în sine, pentru că deja am discutat foarte interesant, cred și frumos, despre contextul acestui eveniment, dar acum în sine, cum s-a întâmplat această pogorâre a Duhului Sfânt? În ce a constat ea? Care este semnificația profundă, simbolică, spirituală, teologică a acestui eveniment extraordinar pe care noi, iată, avem șansa să-l retrăim în biserică an de an și îndrăznesc să zic duminică de duminică și poate chiar zi de zi. Da, textul din Faptele Apostolilor ne spune că după înălțarea la cer a lui Hristos și după alegerea lui Matia, fiind în Ierusalim, probabil în foișorul de sus, unde a avut loc cina cea de taină, Sfinții Apostoli, împreună cu femeile mironosițe și chiar cu alți creștini, ca la 120, în timp ce la Ierusalim era sărbătoarea aceasta iudaică a cinzecimii, atât un nume pe care noi l-am preluat din cultul iudaic, deodată s-a făcut ca un vuiet la ceasul al treilea, ca o suflare de vânt ce vine repede, spune textul, fără de veste, și-a umplut toată casa unde erau ei și li s-a arătat Duhul, a pogorât peste ei și li s-a arătat în chip de limbi de foc. Deci este un eveniment cumva pe care Sfinții Apostoli îl așteptau pentru că îl fusese promis și sigur că în Ioan, capitolele 14-16, avem foarte multe cuvinte ale lui Hristos despre trimiterea Mângâietorului, care va învăța toate, care va mângâia și așa mai departe, care va conduce la tot adevărul după înălțarea lui Hristos. Și acum, iată, momentul acesta se împlinește într-un chip cumva neașteptat și interesant că se întâmplă în acest context al sărbătorii iudaice a cinzecimii. De ce? Pentru că vom vedea imediat în textul din Fapte că primul semn al pogorârii Duhului Sfânt este glosolalia. Sfinții Apostoli încep să vorbească mărețiile lui Dumnezeu în limbile celor care erau prezenți la Ierusalim de praznicul cinzecimii. Aș adăuga numai un element important pentru telespectatori și anume de ce erau atât de mulți oameni la Ierusalim veniți sau de unde veneau. Aș menționa faptul că iudaismul a cunoscut o diasporă foarte puternică încă din secolul 6 înainte de Hristos, prin luarea lor în exil în Babilon, prin cucerirea Ierusalimului de către Nabucodonosor în 587 înainte de Hristos. Toate aceste evenimente au condus la un exil puternic, deci ei au plecat din țara lor și atunci erau prezenți în multe comunități, în Siria, în Egipt, la Roma, în multe locuri. Ei, toți acești oameni din Persia, din Mesopotamia, din Babilon, veneau pentru această mare sărbătoare de la Ierusalim, care era pentru iudei, așa numită sărbătoare Shavuot, numită sărbătoarea săptămânilor, la 7 săptămâni de la Pesahul iudaic, de la Paște, ei celebrau, de fapt, primirea legii, nu? Tora, primirea legii pe muntele Sinai. Și aici e foarte important și după aceea vă rog frumos să continuați. Un element care e similar, deci ei au primit un dar atunci pe muntele Sinai iudeii de cinzecime, după tradiția lor, și anume Tora, cuvintele lui Dumnezeu, date lui Moise pentru că ei să-și ducă viața. E, și cinzecimea e alt dar. Pentru noi este darul Duhului Sfânt. Nu mai sunt niște cuvinte, ci o experiență extraordinară care ne ajută să intrăm într-o tradiție frumoasă. Da, e foarte interesant. Așa că vă rog frumos, deci de aceea aveam atât de mult, adică această prezență masivă pe care trebuie să o înțelegem și Duhul Sfânt se pogoară în acest context. Da, vedeți că e foarte interesant de urmărit cum și Sfintele Pătimiri și Învire au loc în preajma Paștului iudaic și pogorârea Duhului Sfânt, iar și în preajma unei sărbători esențiale, nu? În care păzneau darea legii. Și în tradițiile acestea eseniene, bunăoară, se păzneau atunci toate legămintele cu Dumnezeu, la Noe până la cea cu Moise, Avram și celelalte. Da. Aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Pentru că Vechiul Testament nu este anulat în sens de plin, numai o religie total nouă, ci este asumat în creștinism și reinterpretat în cheie cristologică. De aceea, vedeți, Paștele, acea Pascha trecere, nu Pesach, este de fapt trecerea de la moarte la viață.
La fel, cinzecimea, nou legământul acesta vechi este, de fapt, o prefigurare într-un fel și spune Sfântul Apostol Pavel foarte frumos și în Galateni și Roman că sfârșitul legii este Hristos și că a fost mai un pedagog, adică cineva, pedagogul era în antichitate, cineva care ducea, un sclav care ducea copilul la școală, dar nu era el învățătorul. Numai îl lăsa acolo, până acolo, îl conducea. Și acum iată cum, chiar de cinzecime, se temeiază un alt legământ, dacă vreți, un legământ nu exterior, nu cu un semn exterior, cu o tăiere exterioară a trupului, ci un legământ nou, așa cum profețea Ieremia, nu? Cu o tăiere împrejur a inimii. Da. Este vorba de interiorizarea aceasta a credinței, a Duhului. Da. Nu în Ierusalim sau pe Garizim se vom închina cu adevărat, ci în Duh și în adevăr. Revenind acum la momentul efectiv, pentru că avem așa de multe gânduri și am dorit să trecem prin toate, revin un pic la evenimentul în sine, de ce el se petrece. Astăzi este sărbătorit, să spunem, sau rememorat acest eveniment undeva în așa numitul loc al Foișorului cel de sus. Este locul unde apostolii se adunau. După tradiție, se pare că era casa lui Ioan Marcu. Acest loc până astăzi este venerat în Ierusalim. Evident, acolo e o moschee astăzi și cei care vor să ajungă în locul respectiv nu stau într-o biserică, ci într-o moschee. Nu-i mai e folosită ca moschee. De fapt, este un fel de muzeu sau nu știu cum să numim. Deci, în acel loc se întâmplă pogorârea Duhului Sfânt despre care aminteați mai devreme. Cine era în locul respectiv? Peste cine s-a pogorât Duhul? Ce semnifică? Pentru că aminteați foarte frumos mai devreme harul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, ele sunt persoane tainice, ele țin o taină. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu poate fi văzut cum ar veni, cum l-am văzut pe Hristos. El vine sub chipul unui porumbel asupra Mântuitorului. Aici vine sub chipul limbilor de foc. Adică și despre aceste semnificații, dacă am putea. Deci, asupra cui se coboară el? Ce semnifică limbile de foc? Ce s-a întâmplat în acel moment? Textul vorbește despre pogorârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc, dar nu spune foarte clar dacă e vorba numai de apostoli sau de apostoli și de femeile mironosițe sau și de cei 120 adunați. Sfântul Ioan Hristoson este printre primii exegeți care consideră că Duhul s-a pogorât peste toți cei adunați în numele lui Hristos acolo. Și chipul de limbi de foc, sigur că este explicat după aceea de Sfântul Apostol Petru în cuvântarea sa, arătând că este împlinirea unei profeții, este semnul văzut al împlinirea profeției din Ioil, că în zilele din urmă va turna Dumnezeu din Duhul Său peste tot trupul. Și vedeți, și aici este o legătură interesantă cu perspectiva aceasta esatologică. Esatologia Vechiului Testament era, de fapt, o esatologie nu individuală, ci colectivă a poporului Israel și totul era văzut undeva în perspectiva aceasta a venirii lui Mesia. Și se confundă cumva sfârșitul veacurilor, cum se exprimă profeții din Vechiul Testament, cu venirea lui Mesia, este venirea sau ziua Domnului, Iom Iahve. Este foarte clar. Chiar voiam să vă întreb cum putem explica locul, pentru că prorocul Ioil spune în zilele cele din urmă. Din urmă. Dar noi vedem că acest lucru s-a întâmplat acum 2000 de ani, istoria continuă. Ce înseamnă zilele din urmă pentru comunitate? Pentru cum interpretăm acest text biblic? Da, este esatologia, vedeți, a Noului Testament și mai ales meritul Sfântului Apostol Pavel, pentru că el a scris primul din punct de vedere cronologic, epistolele preced și textul din Fapte și cele din Evanghelii, el preia limbajul Vechiului Testament, chiar ziua Domnului, Merachiviu, știi, în traducerea grecească, sau ziua aceea, sau ziua numai, da, exact cele din Vechiul Testament și le transferă, de fapt, cele de-a doua venire a lui Hristos. Și există două veniri, acest lucru nu se știa în Vechiul Testament, nu? Și iată, există prima venire a lui Hristos, care deja este sfârșitul veacului în sensul în care veșnicia e rumpe în istorie, în care nu suntem într-o istorie numai în această liniară, ci este momentul în care veșnicia e rumpând în istorie, este ocazia de a înveșnici orice moment, de a trăi deja cu Dumnezeu, acum. Împărăția lui Dumnezeu s-a inaugurat deja. Acea celebră expresie între deja și nu încă, nu? Da. Al lui Oscar Kuhlman. Și cea de-a doua venire a lui Hristos, care coincide cu finalul istoriei
și pe care noi o numim, tot datorită Sfântului Apostol Pavel, cu cuvântul acesta grecesc, parousia. Da, deci avem de-a face cu esatologie inaugurată, cumva, așa cum spuneați, adică o posibilitate a fiecăruia dintre noi, ca după acest moment al cinzecimii, poate chiar, am putea spune chiar odată cu întruparea lui Hristos, orice moment al timpului să se deschidă spre veșnicie. De aceea nu ezit niciodată să-l citesc pe Petre Țuțea, care atât de mult accentua că venirea lui Hristos pe pământ și lucrarea mântuirii adusă în Hristos este singura revoluție, spune el, din istoria umanității. Și cred că în esență această revoluție tocmai în aceasta stă: transcenderea temporalității a timpului și întemeierea unei comunități care trăiește taina veșniciei încă în istorie, fiind și aceasta e comunitatea începuturilor, prima biserică despre care vorbim, dar în același timp, evident, și orice parohie de azi ar trebui să se identifice în această trăire specială. Perspectiva aceasta a esatologiei inaugurate, cum frumos ați numit-o, vedeți, trebuie accentuată astăzi. Da, noi credem, deja măvițiile lui Dumnezeu. Da, pentru că noi credem că esatologia sau parusia, cum o numim noi, a doua venire a lui Hristos și judecata au loc cândva departe. Noi nu avem de-a face cu ele. Ori prezența reală a lui Hristos și judecata are loc, poate, în fiecare zi trebuie să o facem. Noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult rugăciunea a patra la împărtășanie, când spunem acolo foarte frumos înainte de a ne împărtăși, că înainte de a veni clipa judecății, stând înaintea ta, Doamne, și în fața înfricoșătorului tău altar, mărturisesc următoarele, adică și amintim acolo multe, multe păcate, adică ne judecăm înainte de a fi judecat. Aceasta este o inaugurare a împărăției. Da, și în plus, în sensul judecății, vedeți, este textul foarte clar din Matei, în care Hristos ne spune că ne vom fi judecați cu măsura cu care noi judecăm acum pe ceilalți. Deci noi ne împletim, dacă vreți, măsura judecății în fiecare zi. În acest sens, iată, esatologia este inaugurată, este funcțională, chiar cum se exprimă foarte frumos un teolog grec, Georgios Patronos. Esatologia funcțională, ea nu e ceva ce ține de viitor, iar deja este în lucrare acum. Un alt teolog, tot ortodox astăzi, profesorul Fermi din Germania, care era luteran și acum e ortodox, el o numește esatologie prezenteistă, îi spune el. Prezenteistă. Da, e vorba de un prezent extraordinar, o lucrare de Dumnezeu minunată și e interesantă și această expresie. Și Charles Dodd are o expresie interesantă, deci esatologia realizată. Da. Dar cuvântul este puțin cam... Da. Ai impresia că e deja epuizată. Da, da, e un pic prea departe să spui asta. Dar revenind, și după aceea o să vă rog să continuăm un pic, și revenind iar la evenimentul în sine, aș aminti un text, pentru că și mi-a stat deja un citat dintr-o altă evanghelie, Evanghelia după Ioan, de exemplu, capitolul 5, un text care se citește chiar la mormântarea fiecare dintre noi, care spune așa: cel ce crede în mine are viață veșnică, spune Mântuitorul. La judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. O exegeză minimală a acestui text, plecând de la timpurile verbelor, vedem că prezența vieții veșnice e la prezent, faptul că nu va veni la judecată e un viitor anulat, iar faptul că s-a mutat din moarte la viață e un trecut realizat, ceea ce este extraordinar. Și aceasta este în Evanghelia lui Ioan în mod special, dar iată și în Faptele Apostolilor și în Noul Testament avem această dimensiune. Revenind acum la discuția noastră, ce daruri aduce Duhul Sfânt Bisericii? Sub chipul limbilor de foc, peste apostoli, femeile mironosiți erau acolo, frații Mântuitorului, se spune în Faptele Apostolilor. E foarte importantă această experiență. Ce daruri primesc acești oameni, Părinte Profesor? Primul dar care este vizibil, sigur, este cel al glosolaliei. Așa cum am amintit, ceilalți veniți din alte zone, deși erau iudei, nu mai cunoșteau foarte bine limba aramaică, mai puțin, cu atât mai puțin limba evraică, și erau numiți iudei eleniști, în sensul în care erau vorbitori de limbă greacă, mai ales. Și ei acum însă auzeau fiecare în limba lor, spune textul, mărețile lui Dumnezeu. Sigur că acest eveniment al glosolaliei este cumva unic în tot Noul Testament, a spune eu. Deși aici este o controversă între exegeți, pentru că există darul glosolaliei, harisma glosolaliei în 1 Corinteni, nu? În comunitatea din Corint și în 1 Corinteni, capitolul 12-14, Sfântul Pavel se referă la harisme acolo și apare glosolalia în listele, cele două liste de acolo de harisme, ca fiind importantă. Sfântul Pavel vine cu un corectiv, chiar le spune mai degrabă să profețească sau să spune 5 cuvinte în limba mea, spune el, decât 10.000 în limbă, în glosa, sau capitolul 13 este un corectiv puternic adus tendinței vorbirii în limbi, și anume
subliniind dragostea care este, care nu pierde niciodată. Da. Care este o virtute esatologică. Ea da, nu se încheie da. Niciodată. Pentru dacă că Dumnezeu vorbi, da, dacă aș vorbi în toate limbile îngerilor și dragoste n-am. Așa mai departe. Da. Da. Cunoscutul imn. Ei, vreau să vă spun că exegeții sunt împărțiți aici și eu consider împreună cu o parte a lor că în Corint nu este vorba despre o vorbire în limbi ca cea din Fapte 2. Dar aș vrea să insistăm asupra acesteia mai bine și da. Nu intrăm foarte mult în tematică, e o temă complexă, complicată, au scris teologi mulți asupra lor, sunt păreri împărțite adesea, dar referitor la semnificația... Sigur, semnificația este aceasta a universalității. Sfântul Luca, încă de la început, arată că este vorba de mesajul Evangheliei care se adresează tuturor. Și minunea aceasta a vorbirii în limbi, în limbi cunoscute din Fapte 2, are această menire de a vesti Evanghelia tuturor. Uh-huh. Vedeți că și noi astăzi în slujba Învierii, nu? Citim Evanghelia Învierii și afară, nu numai în biserică unde sunt ai noștri, uh-huh. în sensul în care vrem să răspundim vestea aceasta tuturor. Sau părinții bisericii, Bunoară Sfântul Serafim, propovăduia și peștilor, în sensul în care vestea cuvântul evanghelic întregii făpturi. Și în Roman, capitolul 8, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că făptura întreagă este în robie, robia păcată datorită omului. Sigur, textul din Fapte se continuă cu cuvântarea Sfântului Petru, care este de asemenea foarte importantă. Pentru că ca reacție la această minune a vorbirii în limbi, cei de acolo, unii au început să cârtească spunând că probabil că sunt plin de must, în sensul în care ceea ce vorbeau ei părea pentru cei care nu cunoșteau așa de multe limbi, nu, ca ceva ciudat, ca o bolboveseală ciudată și văzând cât de serios o fac, aveam impresia că e vorba de obeție. Și în cuvântarea sa, Sfântul Apostol Petru începe de aici și anume începe să se ape arătând că fiind doar al treilea ceas din zi, nu aveau cum să fie beți și apoi arată că ceea ce se întâmplă nu este altceva decât împlinirea profețiilor vechi, al lui Ioil, capitolul 2, despre Duhul care se pogorâ peste toți la finalul istoriei și că până la urmă, sigur, le vestește despre Iisus Nazarineanul, cum îl numește aici, și care a înviat și în numele său este chemată mulțimea la mântuire, de a accepta credința în Hristos. Și reacția, sigur, celor care ascultau este: ce trebuie să facem? Cuvinte care sunt esențiale și care, dacă nu ni le punem permanent, pierdem esențialul. E foarte interesant, în această cuvântare primă pe care o cunoaștem în Faptele Apostolilor, după ce Petru le vorbește, avem un element extraordinar de important, un detaliu, și se spune fiind pătrunși la inimă. Și ce e atât de important, pentru că Faptele Apostolilor, atunci când vorbesc de convertirea cuiva, nu vorbesc de faptul că omul aude rațional aceste cuvinte, ci în momentul în care Lidia este convertită de Apostolul Pavel și în multe alte locuri, dacă vorbirea, dacă aceste gânduri, cuvinte nu ating inima, omul nu-l poate simți pe Dumnezeu. Și asta înseamnă o pătrundere a plinătății lui Dumnezeu în noi. Este de fapt cuvântul pe care l-avea și Hristos, cum notează evangheliștii, că au reacționat cei care l-ascultau pe Hristos, spunând, ne vorbește ca unul care are putere. Nu ca și cărturarii noștri. Da, vedeți, aici e foarte important, pentru că un astfel de cuvânt ne trebuie astăzi și un astfel de cuvânt care să atingă inimi în parohiile noastre, la catedră unde predăm, peste tot, un cuvânt cu putere, nu vine din putere omenească. Ne trebuie foarte mult experiența Duhului și aș aminti, plecând de la tot ceea ce ați descris dumneavoastră, faptul că la un moment dat se vorbește aici în Fapte, la început, de botezul Duhului. Deci tot acest eveniment al întemeierii bisericii este de fapt în sine un botez. Este botezul pogorârii Duhului Sfânt, baia Duhului Sfânt, mângâierea Duhului Sfânt, după cum încercăm și noi să subliniem astăzi în această emisiune pe care am intitulat-o Sub mângâierea Sfântului Duh. O scurtă revenire la ideea aceasta a faptului că au pătrunși la inimă. Îmi place foarte mult o vorbă, cred că a lui Evdochimov, dacă nu mă înșel, despre ortodoxie, care spunea că ortodoxia niciodată nu va convinge pe cineva, pentru că nu se adresează minții, ci inimii. Și spunea el că de fapt mintea gâfâie venind în urmă încercând să pună în logică ceea ce se întâmplă atunci când te convertești, când ești pătruns la inimă, când de fapt te îndrăgostești,
într-un anumit fel, despre acest lucru este vorba. Când te pătrunde dragostea lui Dumnezeu, îți ajunge la inimă, atunci, fără să înțelegi neapărat de ce, ești cucerit și te deschizi, se deschide inima ta spre a primi cuvântul. Plecând de la, și o să continuăm după aceea, o să vă rog să ne mai spuneți următoarele gânduri, de la ceea ce ne-ați mărturisit, o experiență extraordinară pe care am trăit-o, dragi telespectatori, chiar în urmă cu un an sau doi eram la Tesalonic, la mormântul Sfântului Dimitrie. Și am citit acolo un acatis cu pelerinii, toți. Și au venit două măicuțe, care evident că nu erau române, au rămas la slujbă și atât de frumos ascultau și se închinau și era ceva extraordinar, încât evident că după ce am terminat rugăciunea, care a durat cel puțin o jumătate de oră, m-am dus și le-am întrebat dacă sunt din România și mi-a spus că nu. Și am întrebat cum au înțeles rugăciunea pe care am făcut-o eu, referitor și la glosolalia de care vorbeam, darul de a înțelege și alții, și spune, v-am înțeles cu inima. Și așa de mult mi-a plăcut cuvântul acesta, știți ce frumos? Am stat într-o rugăciune unde am vorbit două limbi diferite, dar inimile noastre au bătut în același ritm al Duhului Sfânt. Și aici are Sfântul Grigore, teologul, un cuvânt foarte frumos, când zice, vino Duhule Sfânt și zice, atinge corzile inimii mele, și spune, din această atingere se nasc acorduri noi. Dar aceste acorduri sunt infinite. De ce? Că Duhul lui Dumnezeu este infinit, puternic, veșnic. Și atunci El nu face numai cât avem pe o chitară sau pe un pian, câte acorduri, cred că și acolo sunt posibile milioane sau miliarde. Duhul Sfânt poate să cânte, așa cum spuneați frumos, atingându-ne sufletul în moduri diferite în inima noastră. Da, e foarte interesantă experiența. Dacă mai aveți alte gânduri legate de... Ca să nu lungim foarte mult, aș vrea să mărturisesc și eu astfel de trăire. Când am fost la Ierusalim cu Patriarhia, s-a întâmplat ceva asemănător pe muntele Taborului. Nu am prins deschis la mănăstirea ortodoxă acolo, jos. Ne-am suit deasupra, unde sunt și bazilicile bizantine, ruinele lor, la mănăstirea catolică de acolo, și am ieșit pe explanada aceea din dreapta, unde stau pelerini și li se vorbește de către ghizi. Și acolo, fiind rugat de credincioșii cu care am vorbit despre momentul schimbării la față și despre isihasm, despre vederea luminii necreate. Și o chinezoaică, care evident nu știa limba română la fel, a intrat în grupul nostru și eu nu mi-am dat seama foarte bine, pentru că eram foarte concentrat să vorbesc. Era în fața mea, o țin minte că era în fața mea tot timpul și era foarte încântată. După care au venit alți chinezi și încercau să o ia de acolo și n-au putut. Am intrat în convorbire cu românii din grup, care mi-au povestit ulterior absolut tot ce s-a întâmplat. Și, de fapt, ea nu înțelegea nimic, era foarte încântată, ceva se întâmpla cu ea asemănător, în sensul unui dialog al inimii, și apoi cu forța aproape au luat-o și au dus-o de acolo. Și cei din grup mi-au povestit după aceea, spunând că i-au întrebat, nu știa românește, dar foarte încântată, era, vrea să fie în comunitatea noastră acolo, în vorbirea aceasta împreună despre momentul schimbării la față și al isihasmului. Ceva, iarăși, de neexplicat și numai în acest dialog al dragostei putem pune și acest eveniment. Al dragostei și al frumuseții Duhului Sfânt, al experienței extraordinare. Și al mângâierii Lui. Pe care, și referitor la experiențe, poate e important să le împărtășim, pentru că sunt experiențe ale Duhului. Tot la fel, în urmă cu 3 săptămâni, cred, am fost și eu la Ierusalim și am intrat la o biserică, la biserica Sfântului Petru în Galicantu, locul unde a cântat cocoșul când Petru s-a lepădat, și era o grupă de creștini din Coreea de Sud. Și au cântat acolo, aveau și o chitară, erau protestanți, cred. Am intrat împreună cu un grup de nemți și vă mărturisesc că instantaneu, în momentul în care am intrat acolo, împreună cu nemții, au început să ne curgă lacrimile. Adică era un cântec atât de frumos, era atât de plin de, știu eu, de o trăire a credinței, în modul în care această cultură diferită de a noastră trăia, încât toată lumea varsă o lacrimă, ceea ce înseamnă că a fost atinsă inima de această experiență foarte importantă. Rămânem pe acest teritoriu al inimii atinse, deci al apostolilor, al pogorârii Duhului Sfânt, un eveniment extraordinar, și v-aș provoca acum, încercând să reflectăm împreună, evenimentul acesta cât de prezent rămâne în viețile noastre, în viața comunității de atunci. E foarte interesant că noi astăzi nu începem la biserică sau acasă nicio rugăciune fără a invoca Duhului Dumnezeu. Chiar Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte frumos în Epistola către Romani, capitolul 8, dacă nu mă înșel, că
Atunci când ne rugăm și avem o stare de rugăciune frumoasă, nu e darul și putere omenească, ci Duhul lui Dumnezeu se roagă în noi. Și pe această experiență, dacă am putea dialoga un pic, aș aminti eu un gând pentru început, și anume, noi îl numim pe Duhul Sfânt sau îl numim noi. În Noul Testament este numit Paraclet, mângâietor. Iar pentru telespectatori aș tălcui un pic acest cuvânt, pentru că nu sunt neapărat teologi sau cunoscători de greacă. Cuvântul Paraclet vine de la verbul kaleo, a striga sau a chema, și para, care înseamnă lângă. Para kaleo, a chema lângă cineva. Și atunci noi am tradus acest cuvânt prin mângâietor. Ce frumos e! Deci cel care te mângâie este un paraclet. Și acesta este cuvântul Duhului Sfânt, ceea ce este extraordinar în Noul Testament. Pandantul lui latin este advocatus, chemat lângă tine, cel care te apără într-o situație grea, când ești necăjit, când ai o supărare. Și plecând de la această experiență, m-aș bucura dacă am putea schimba câteva gânduri legate de această mângâiere a Duhului Sfânt. Am înțeles cum îi mângâie pe apostol și cum se păstrează această mângâiere în biserică. Eu aș pleca de la faptul că pogorârea Duhului Sfânt sau umplerea de Duhul, cum e numit aici în fapte, nu este un eveniment singular care e doar la cinzecime și atât. Sau doar la momentul, sau după botez, sau ca în cazul sutașului Corneliu, unui fapte 10, înainte de botez, ca o excepție, sau umplut de Duhul, ci în textul din fapte apare permanent această umplere. Bună oară, în capitolul 4, atunci după ce sunt închiși și Sfinții Petru și Ioan s-au rugat și ne spune textul, și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care au adunat și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Și exemple pot continua. Adică cinzecimea este ceva permanent oarecumva în biserică sau trebuie actualizată permanent. Nu-i destul că cineva a fost botezat și miruns, și prin mirungere noi înțelegem că se dă darul Duhului Sfânt, cum se și sună formula liturgică, ca se spune atunci, ci e nevoie ca acest Duh să fie actualizat permanent, adică să-L invocăm permanent, să deschidem permanent prezenței Duhului. E vorba de o verticală și o orizontală întotdeauna, nu? El e prezent în biserică, dar trebuie reinvocat de nou. Adică biserica nu-l poate poseda, nu poate sau poseda. Sau putem vorbi despre pierderea Duhului. Da. Pierderea Duhului. Experiențele mari ale părinților. Exact, Sfântul Siluan, da, care plângea, Sfântul Simeon Nouă Teolog. Bine, în cazul lor este vorba de o pierdere fericită și care iese în pedagogia divină. Dar este o pierdere nefericită aceea a păcatului. Da. Când noi, în chip conștient, nu, ca și creștini, permițind anumite alunecări, alungăm pe Duhul lui Dumnezeu. De aceea și pocăința este numită botezul lacrimilor, în care ne și, prin pocăință ne și botezăm din nou, dar și primim Duhul din nou. Sau ne, cumva ne realtoim, vedeți? În rugăciunea aceea frumoasă de la spovedanie, molitva a treia, se spune acolo, împacă-i cu biserica ta. Și cumva s-au despărțit prin păcat de biserică și prin taina pocăinței ei sunt, se reîmpacă cu biserica unde este Duhul plenar. Ca mădular al trupului lui Hristos, nu? Ești adăpat de Duhul, dacă păcătuiești cumva devii o mădulav uscat, da? Care nu mai aparții, deși ești acolo, dar nu mai aparții, organic, atunci abia prin taina pocăinței tu devii din nou adăpat de Duhul lui Dumnezeu, de sângele lui Hristos și devii mădulav viu al bisericii. Da, legat de această dimensiune a faptului că Duhul te face viu, și pentru mine a fost fascinant la un moment dat, acum ani de zile, să descoper în teologie că de fapt nașterea noastră în Hristos este o naștere pe care Duhul o realizează. Multă vreme n-am înțeles asta și cred că e greu să înțelegem toate conceptele astea profund și de plin și toată viața învățăm, dar e atât de frumos pentru că limbile semite, Duh, Ruach sau în limbile, alte limbi semite dincolo de ebraică, cuvântul este de genul feminin, ceea ce e atât de frumos, pentru că Duhul are o maternitate. El este cel care naște bucuria în suflet, îl naște pe Hristos în tine. Deci să nu uităm această experiență extraordinară de care, dacă n-avem parte, înseamnă că nu suntem creștini cu adevărat. Sau, în fine, cum spuneați dumneavoastră, putem păstra formele, dar fără prezența Duhului nimic nu se întâmplă în viețile noastre. Da, e foarte interesant. Da. Nu știu dacă mai aveți poate alte idei. Aș aminti legat de viață, faptul că Duhul naște viață în biserică, și ați amintit foarte frumos mai devreme un pic că aceasta diferențiază creștinismul și biserica de tot. Și aș accentua faptul că prin aceasta biserica se diferențiază de o asociație,
de o fundație, de un partid politic, de orice tip de societate sau organizare umană, și care e diferența fundamentală? Viața inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Ea nu are, dacă ne-am face noi o fundație sau o asociație, ne facem un statut, punem niște principii și încercăm să le respectăm, sau într-un partid politic, sau într-o țară, se face o constituție. Dar acolo lucrează oamenii. Ei, în biserică, nu mai facem noi legile, să spunem așa, ci cel care este legiuitorul, dar și ajutorul pentru a împlini legea, este Duhul lui Dumnezeu. Și aici această calitate inspirată a vieții bisericii o diferențiază fundamental de orice comunitate. Aș lega deja lucrul acesta de ceea ce ne spune Sfântul Apostol Luca în sumarii din Fapte, arătând care sunt elementele esențiale ale primei comunități. Și avem un sumar, marele sumar, cum este numit în Fapte, capitolul 2, versetele 42 până la 47, și am să mă opresc numai la versetul 42, unde se spune că, de fapt, primii creștini asta lucrau, stăruiau în învățătura apostolilor, în împărtășire, traducerea noastră, dar este părtășie mai degrabă, chinonia, da, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iată patru elemente esențiale și cel puțin al doilea, nu, chinonia aceasta, este vorba de această viață. Nu numai o comuniune aceasta lumească, când noi împărtășim aceleași idei sau suntem de acord cu aceleași principii, ci e vorba de a împărtăși aceeași viață organică, aceea trupului lui Hristos, prin Duhul Sfânt. Aș lega și de primul element, învățătura apostolilor. Că iarăși aici aș vrea să fac diferența dintre creștinism, pentru că se spune că creștinismul, mozaismul și mahometanismul sunt religii ale cărții. Totuși, în creștinism un pic altfel. Adică, ne raportăm numai la Vechiul Testament. Da, aici. Dar asta e perspectiva islamului mai mult asupra celor trei monoteisme, ceea pe care o amintiți. Adică ei spun că sunt religia ale cărții, perspectiva creștină nu e. Dar deși creștinii, majoritatea, au acceptat oricumva acest dialog. Da, cu toți avem o carte sacră care este esențială, este, nu știu, normativă pentru viețile noastre. Însă e o diferență. Da. Cu iudaismul este aceeași pe jumătate și cu toate acestea ne diferențiază ceva. Să ne spuneți despre ce. Și anume, în Vechiul Testament, vedeți, e vorba despre niște legi foarte clare, exterioare, dacă vreți. În Roman, capitolul 7, vedem cum se raporta omul la legi înainte de Hristos. Sfântul Pavel spune ca și când ar fi vorba despre el sau se referă la el înainte de convertire, de drumul Damascului, și spune, zice, om nenorocit ce sunt, că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe acela să sfârșesc. Adică legea era un ghidaj în care îți arăta, dar nu îți dea puterea de a nu săvârși răul. Și atunci, sigur că Vechiul Testament este religia cărții în sensul ăsta. Legea ne conduce și de aceea, vedeți, rabinii au încercat să sintetizeze oare câte legi avem, câte norme, ce trebuie să facem. Hai să vedem. Și l-au pus pe toate, nu numai cele 10 porunci. Au avut o sumă de 619 porunci care trebuie să le țină cineva care este credincios. În Noul Testament lucrurile stau altfel. Uitați, stăruiau în învățătura apostolilor. Este vorba de didahia, este o diferență în fapt între kerigma și didahia. Kerigma, proclamarea, propovăduirea, pentru prima dată se adresează tuturor, nu numai credincioșilor, și didahia numai credincioșilor, celor care au primit pe Hristos. E vorba de aprofundarea credinței după învățătura apostolilor care o redă pe cea lui Hristos. Și este numai o învățătură rațională, ci este vorba de moștenirea unui duh. În această învățătură a apostolului, desigur că era important și Vechiul Testament citit în cheie cristologică. Dar vedeți, încă nu avem un Nou Testament. Încă nu există Noul Testament. Hristos n-a poruncit să scrie nimeni nimic. Pentru că nu a adus alte porunci care trebuie neapărat scrise și notate și după aceea, prin ele, noi să putem viețui. Ce este vorba de faptul că a adus viața. Viața sa. Ne-a invitat să participăm la viața sa, învingând în trupul său moartea și suind trupul omenesc de-a dreapta lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că ceea ce s-a notat mai târziu și acum avem ca Noul Testament, nu este așa de esențial cum era în Vechiul Testament legea, sau poate cum este pentru musulmani Coranul, ci doar Noul Testament este doar mărturia acestei vieți. O parte a ei notată și de biserică socotită ca fiind normativă, adică ea cuprinde cumva, ca și textul din Fapte, paradigmatic, elemente esențiale ale vieții creștine. Dar viața creștină nu profită din Noul Testament, respectând litera Noului Testament. Da, asta e adevărat, dar în același timp, pentru noi cei de azi, mărturia scrisă rămâne până la urmă. Este foarte importantă. Da, rămâne. Dar dovadă că nu este așa de esențială ca în celelalte religii este faptul că sunt foarte mulți oameni care nu cunosc Noul Testament. La început n-a fost Noul Testament.
Și ce este doar o mărturie. De fapt, în tradiția răsăvitiană se spune că Noul Testament este o parte a vieții bisericii, a tradiției bisericii, care este viața bisericii, consemnată și pe care biserica a scutut ca fiind normativă. De aceea, de aici încolo, întotdeauna adevărata tradiție se mișcă în jurul Scripturii. Da. Deci, matricea formării Scripturii este viața bisericii, tradiția, și mai târziu în istorie, întotdeauna viața autentică a bisericii se învârte în jurul Scripturii. De aceea, întotdeauna la Sfinții Părinți vedem că raportarea la Scripturii este ceva esențial. Dar nu în sensul în care lucrurile sunt, se epui, sau pornesc din acest moment. Noi nu ne naștem ca și credincioși învățând Noul Testament sau spunând da, știu care este legea lui Dumnezeu. Ci ne naștem în taina botezului chiar prunci fiind. Ni se face o infuzie de viață. Murim și înviem cu Hristos. Da, despre asta e foarte interesant ceea ce spuneți, pentru că, da, într-adevăr, există un risc de a sistematiza, de a legaliza, de a porni numai de la exterior, ne ținând cont de interior. Și atunci, iată că în întregul text al Scripturii noi trebuie să regăsim, de fapt, viața și experiența acestei comunități creștine și experiența vieții în Hristos, iar mărturia pe care prima comunitate creștină din Ierusalim o dă fundamentală și chiar încercăm împreună să o descifrăm în această zi. Vorbeați de învățătură. Ce stătea în centrul acestei învățături? Că asta e foarte important să mărturisim. Ați enumerat evident acest aspect al faptului că dacă se citea o scriptură, de fapt era Vechiul Testament, dar unde trebuia descifrat ce a vrut Dumnezeu ca Hristos să mântuiască lumea și cum identificăm, să spunem, tipologic pe Mântuitorul Hristos, dar nu intrăm în astfel de detalii de teologie, ci mai mult vreau să accentuez faptul că e foarte importantă și centrală credința în înviere și acest lucru cred că trebuie să ne rețină un pic. E foarte frumos că o altă definiție a creștinilor din Faptele Apostolilor este dată tocmai prin sintagmele iar cei ce au crezut. De foarte multe ori apare cei care cred, cei care au crezut, s-au adăugat, au făcut. Deci, iată, comunitatea creștină este definită ca o comunitate a credinței. Și atunci acest element al credinței în înviere pare fundamental. Poate e superflu pentru mulți și spun, băi, de ce accentuăm atât de mult învierea? Pentru că e foarte posibil ca în comunitățile noastre de astăzi să se meargă la biserică fără neapărat să se caute învierea. Adică putem merge la biserică să ne meargă bine firma, pentru că ne e frică să ne îmbolnăvim, adică pot fi foarte multe patologii, să spunem, ale vieții în Hristos. Ori o comunitate creștină în centrul căreia nu stă experiența Duhului Sfânt și această taină a faptului că noi suntem peste moarte și că avem un destin veșnic, atunci este ratată din start misiunea acestei parohii și acestei comunități creștine. Da, deci sunt elemente fundamentale. Mi-e teamă, pentru că emisiunea se și apropie de final, că nu vom reuși să descifrăm. Folosesc prilejul să vă invit la o nouă emisiune, pentru că nu vom reuși să descifrăm toate semnificațiile și vă propun ca într-o nouă emisiune, o să vedem noi când reușim să o facem, să vorbim cu adevărat despre viața comunității, pentru că nu putem să descifrăm acum toate aceste elemente. Timpul deja pornit către final și propun să rămânem în puținele minute care ne-a mai rămas totuși la această experiență a Duhului despre care să mai vorbim, a pogorârii Duhului Sfânt, promițând respectatorilor noștri că vom reveni cu o nouă emisiune despre viața creștină în Ierusalim în secolul I și vom discuta o oră cu părintele profesor pe această temă, încercând tot la fel să actualizăm lucrurile. Revin acum la experiența Duhului Sfânt și la pogorârea Lui, care e atât de extraordinară, plecând de la un gând foarte frumos, și anume Shavuot, sărbătoarea de care vă vorbeam a săptămânilor în iudaism, era foarte interesantă. Evreii până azi, de bucurie că Dumnezeu le-a dat legea, Tora, care, așa cum ne spuneați, era o lege exterioară, nu e bucuria Harului și a Duhului pe care avem noi, își petrec această sărbătoare a cincizecimii studiind Tora. Adică unii stau chiar toată noaptea, e cam greu să stai o noapte întreagă să studiezi Tora, probabil că obosești până spre dimineață, dar au așa o bucurie pentru darul pe care l-au primit și am văzut că chiar în tradiția lor există obiceiul de a pune frunze verzi la porțile caselor și așa mai departe, pentru că Tora este considerat a fi un copac al vieții, un copac din care viața iradiază către comunitate, un dar al libertății și un copac al vieții, ce frumos! Și de aceea revin la Duhul Sfânt care ne s-a coborât, el tot la fel în tradiția noastră umple bisericile de
fel și fel de frunze. Eu vin din Ardeal, la noi nu se prea împrăștiau frunze, am văzut acest obicei prima oară aici. E de tradiție greacă mai degrabă. Da, în Valahia, da. Dar iată, l-am identificat în tradiția iudaică, deci aceste interferențe religioase sunt atât de profunde și puternice, îl identificăm uneori, nu? Adică aceste frunze le identificăm cu limbile de foc, da. Sunt un simbol al Duhului, dar în același timp, fiind verzi, viața. Ele sunt viața. Și biserica se umple, sunt locuri, am văzut, în România, unde se împrăștie frunze în toată biserica și credincioșii stau pe frunze verzi rugându-se, bineînțeles, dincolo de sfințirea frunzelor. Și de aceea, dacă Tora e un copac al vieții, Duhul Sfânt este un duh al vieții. Și aș vrea aici să ne faceți câteva, știu eu, aprecieri și gânduri, Părinte Profesor, în finalul acestei emisiuni, plecând chiar de la rugăciunea Împărate Ceresc, pe care noi o zicem întotdeauna, care e o rugăciune epicletică, cum o numim, invocăm Duhul lui Dumnezeu noi ca pe urmă să ne putem ruga. Da. Acolo, în rugăciunea Împărate Ceresc, numim pe Duhul Dătător de Viață, cum foarte bine știm. Și vedeți că în tradiția noastră răsăriteană, a fi și a avea viață are legătură numai cu a fi cu Dumnezeu, ca se prezintă pe sine în Vechiul Testament ca cel ce este. Sau pe icoane, nu, Hristos apare cu aceste litere, oon, nu, care înseamnă în limba greacă, cel ce este. Deci, atât noi putem fi și vrem să existăm și o putem face numai dacă ne deschidem spre Dumnezeu. Pe de altă parte, în icoana frumoasă a Sfântei Treime a lui Hubliov, Andrei Hubliov, nu? Acolo persoana Duhului este cumva înveșmântată în verde. Uh-huh. Acest simbol al vieții pe care îl folosim și noi la cinzecime prin acele frunze. Iar frunzele acestea, sigur că semnifică viața, limbile acelea de foc. Și interesant este că am văzut în tradiția greacă faptul că ele sunt folosite și la hramuri. La Marele Hramuri, în Sfântul Munte Bunăoară, se aruncă pe jos frunze, dar de finic, pentru că de finic și de dafin, pentru că miros foarte frumos. Adică arătând și mireasma aceasta frumoasă, bine mirositoare a vieții într-o Dumnezeu, într-o Hristos. Și a Duhului. Și a Duhului. Și de asemenea, în anumite părți din tradiția greacă, am văzut că se și stropesc credincioșii și la cinzecime și la Marele Hramuri și cu isop. Dar iar este un miros extraordinar de frumos, la noi s-a păstrat numai în tradiția sfințirii bisericii, când se stopește cu isop, nu? Biserica și Sfânta Masă, dar la ei se stopesc chiar toți credincioșii și toată biserica, în sensul acesta al simțirii Duhului, a vieții, a frumuseții, a bucuriei, a miresmei, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, dar pentru că suntem și în sarca, în trupuri, iată și componenta aceasta a miresmelor omenești. Da, vă mulțumim mult de tot. În încheiere, dacă ați avea un gând pentru telespectatorii noștri, de, știu eu, cu ocazia acestei sărbători a Duhului, ce ar trebui să facem ca să... Ei, să nu uităm vorba Sfântului Serafim de Sarov. Păstrăm sau să primim Duhul. Da, vorba Sfântului Serafim de Sarov, în primul rând, să fim conștienți de faptul că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului. Așa cum spuneați frumos dumneavoastră, de multe uităm, de fapt, scopul nostru, mai țelul final și ne împiedicăm cu alte mici gânduri. Iar pentru a primi Duhul, sigur că, sau dacă am primit Duhul, că și aici este o problemă, nu? Că foarte mulți spun că au Duhul. Și dintre ai noștri și alte denominațiuni creștine consideră că au Duhul. Și atunci ar fi bine să citim, să recitim textul din Galateni, capitolul 5, unde este vorba de roada sau rodul la singular Duhului. Să vedem care sunt semnele primirii Duhului. Și dacă cumva nu le aflăm în viețile noastre, atunci să încercăm să le cerem, să le dorim, să le lucrăm. Astfel încât să invocăm și cumva să provocăm pe Duhul lui Dumnezeu să se pogoare, să trăiască plenar în noi. Vă mulțumim mult de tot pentru gândurile împărtășite și prin ultimul cuvânt ați lansat o nouă provocare. Va trebui să mai facem încă o emisiune pe urmă despre modul în care putem identifica roadele Duhului în viața noastră. E un lucru atât de important acesta, pentru că astăzi întâlnim, chiar și eu am văzut, o grămadă de, să spunem, oameni înduhovniciți, înțelepți, care învață fel și fel de lucruri și aceste lucruri nu sunt întotdeauna conforme, poate, cu principiile Noului Testament, cu patristica noastră. E o discuție foarte interesantă. Vom reveni cu siguranță asupra ei. Dragi telespectatori, cu aceasta am ajuns la finalul acestei emisiuni de pogorârea Duhului Sfânt. Tot ceea ce v-am spus a fost, sigur, și sub inspirația Duhului Dumnezeu. Să nu uitați, după cum Părintele Profesor frumos ne-a spus, că Hristos a venit
ca să dăruiască viață lumii și lumea să aibă viață din belșug. Dacă vreți să aveți o viață din belșug, trebuie să o adăpăm și trebuie să ne adăpăm cu toții din Duhul lui Dumnezeu, în rugăciune, în biserică, într-o viață frumoasă, pentru a deveni oameni ai Duhului. Și când spun oameni ai Duhului, nu înseamnă că posedăm noi Duhul lui Dumnezeu, ci într-un genitiv atât de interesant, posesiv, din această expresie rezultă, de fapt, că Duhul este Cel care ne stăpânește și Lui îi aparținem. Așa să ne ajute Dumnezeu, iar eu vă aștept la alte emisiuni viitoare pentru a încerca să înțelegem împreună tainele credinței noastre. La revedere!